Salut, românilor, sunt Kiwi și azi filmăm din nou FIFA 2015 carieră cu Olympique Lyon. După cum vedeți, avem un nou jucător în echipă numit Kishna. Și are skill moves 5, deci cum să ai 5 skill moves la 19 ani? Are acceleration 85 și sprint speed 84, shot power 74. Și finishing-ul nu l-are chiar așa bun, dar nu mă interesează, are ball control uriaș. Este un jucător perfect și, practic, noi o să-l încercăm în meciul cu Mets, care e și în transfer deadline. O să jucăm contra Mets, să sperăm că o să facem un meci bun, având în vedere că a venit și Kishna. E PSG Saint-Étienne, de meciul care am vorbit eu episodul trecut, care l-am văzut la televizor. Da, să sperăm că o să fie un meci bun. Chiar aș vrea ca Kishna să joace bine. Ok, am dat aici un skip și începem acest meci contra cei de la Mets. Și mai spun încă o dată, adică nu mai spun încă o dată, o spun pentru prima oară. Te rog frumos să dai un like dacă îți place această serie și vrei să continuem la 65 de like-uri episod nou. În Bacoto, mă rog, știi ce? În Bacoto, Rocky îl cheamă pe câinele meu. În Bacoto, Maluda era la Manchester, doar la Manchester, la Chelsea. Dacă ghicesc eu bine, dar mai sunt mulți cu numele Maluda, dar îl cunosc pe Maluda de la Chelsea. Unul cu numele Maluda. Jale, dă-i tare. Maluda pierde minge acolo, Umtiti, Gurgu cu Fekir, aici, la Cazet, Kishna, Kishna, câta viteza, Kishna, la Cazet, a vrut o pază acolo pentru Kishna, să își facă golul de debut, dar n-a putut, Falcon Lover, Maluda, l-a arătat acolo, Busman, pentru un Bacoto. Metanir, cred că e. Falcon. Kashi. Kriveț. Pierde mingea acolo, Kriveț. Jale pentru Fekir. Acum la Cazet. La Cazet către Kishna. Kishna pasează către Gurguf. Gurguf se duce către poartă. Gurguf întoarce aici mingea, centrează pentru Kishna și Kishna nu reușește să câștige duelul aerian, dar Kishna aici pe lângă. Cred că este un corner, nu? Kishna a dat foarte rău. Vreau să-l aranjez pe Kishna, stați un pic. Nu lăsă, stai. Nu am zis că ești lăsă, frate. Vreau să te fac. Nu. Oh. Kishna. Frate, de ce? Nu te faci LV. Nu te înțeleg. LV așa, mă. Și la Cazet. Nu știu, tu stai. Cam pe aici. LV. Crezi că o să fac un 4-4-3? Și o să vă explic de ce. Vreau să-l bag pe la Cazet în mijloc, pe Fekir aici, pe Gurguf aici și pe ăștia doi aici. Pentru că arată mult mai bine. Gurguf va sta aici, grenie acolo. Dar vreau să fie mai înaintat, era un 4-4-3 mai înaintat. Să-l caut eu. Uitați aici, e perfect. Grenie. Gonalo și Gurguf aici și Kishna, LV, Fekir aici, RV și la Cazet, sută. Este perfect. Ok, așa va fi echipa noastră. O să o fac eu și din line-up. Trebuie să-mi aduc aminte. Caraso degajează. Un cap aici, Falcon. Da, cap Falcon. Rocky cu un Bacoto. Bacoto driblează acolo. Umtiti. Grenier, Gurguf, Fekir, aproape să mențină mingea la picior. Kriveț cu Maluda. Maluda aici, aproape. Adică a pierdut mingea. Ba, nu, a pierdut-o.
Malu, da, bate aici autul tare. Falcon și Crivet, un șut destul de periculos. Nu știu dacă pronunț bine numele unor jucători, dar măcar încerc să le pronunț, pentru că nu știu pe mulți. Și, na. Dacă eram în Anglia, era mai ușor pentru că erau cei mai mulți jucători englezi și sunt buni la engleză, nu la jucătorii din Franța, nu-i prea știu, de fel. Ngbakoto. Pierde mingea acolo. Fekir aici. Out. Gonalo. Dabo. Are mingea la picior. Îi pasează lui Gurguf. Grenier. Grenier cu Gonalo. Acum la Cazet. La Cazet. Acolo a fost un fault. I-a dat cu cotul în gură, dar mă rog. Malu da către Falcon. Ce bine driblează acolo. Și Icone rezolvă cazul. Dar este out pentru cei de la Metz. Au, doamne, corner. Cei de la Metz. O rochie aici pentru Mila și... wow, ușor. Metanir. Busma și Lopez iarăși apără. Vedeți, de-aia n-am vrut eu să-l vând. Pentru că este un portar de excepție. Umtiti. Kone. Grenier. Lacazette. La Cazet. Pierde mingea aici. Nu știu de ce ne atacă așa rău cei de la Metz. N-am avut posesia așa multă, dar de fapt nu contează posesia. Nu i-am atacat deloc, adică am fost o fază a lui Kishna și atât. În Bakoto. Bakoto driblează acolo. Noi așteptăm și luăm mingea. Crivet. Poate aici, acest corner. Lopez. Oh, Gurguf. Băi, fraților, ce aveți? Busman. Nu dă șut. Întoarce pentru ca și... Oh, și Kone recuperează mingea. Îi pasează la Cazet. Ce? Eram pe contraatac. Oh, fuck. Și cei de la Mez ne-au dominat, nu știu cum, dar ne-au dominat 5 șuturi. Începem a doua repriză contra cei de la Mez. Milan aici la minge. Caută pe cineva, Milan, freacă mingea. Dar Grenier recuperează. Grenier aici pentru Lacazette, dar Lacazette nu prinde mingea și n-a avut cum, de fapt. Ngbakoto. Așa, mă. A protejat acolo Dabo. Jale, o pasă lungă. Și n-ar fi trebuit să fac asta. Aici, aproape se pierde mingea Kashi. În Bakoto. Falcon. Un Bakoto și peste poartă. Ne domină. Cei de la Metz și nu știu cum. Ce naiba aveți, fraților? Sunt destul de buni cei de la Metz. Văd. Rocky către Criveț. Malu da la minge. Am auzit de ei că nu știu, sunt buni, dar mă rog. Malu da driblează, Jale recuperează. Malu da driblează, Jale recuperează. Grenier cu Kishna. Kishna pierde mingea aici, a vrut o pasă pentru Lacazette și nu îl cer pentru asta, a vrut bine. Dar să nu mai piardă mingile. Cred că voi schimba un mijlocaș. Da, pe Gurguf și îl bag pe Feri. Nu știu dacă mai e chiar așa bun Gurguf, dar îmi place de el la șuturi, deci o să-l țin. Ca și Ature era bătrân, dar eu îl țineam pentru că e foarte bun. Malu da, ce centrare acolo. Crivet și Jale recuperează. Fekir pentru Lacazette, Gurguf aici, zice... Pasează către Lacazette. O pasă extraordinară are lui Gurguf și Lacazette. Aoleu, ce încet a fost. Gurguf, ați văzut ce pas a dat? Deci e foarte bun în momente de astea. E super bun, chiar. Dabo, joacă aici cu Lopez. Bate aici tare Lopez, dar greșit. Cream că va fi un pic mai încet, dar Lopez a avut o putere foarte tare. Foarte bună.
Priveț, ca și Maluda. Maluda pasează aici pentru Busman. Da, a fost fault. Trebuie să recunosc. Sunt destul de obosit acum când filmez, sincer. Dar n-am ce face. Oh, și aici bate tare. Oh, lopai! Cum a... Doamne! Ce șut! Ce... Lopez trebuia să o prindă! Paia, doamne, dacă ne dădea gol, eu mă lăsam de FIFA. Mă rog, nu mă lăsam, dar... E o expresie, fraților. Fekir se duce, oprește aici mingea. Aproape de un dribling. Extraordinar, să zic. Fekir aici cu Lacazette. Lacazette, măi, Lacazette. Un cap aici, Ale, te rog, un cap bun. Bravo. Fekir. Fekir. Gonalo și... Greșit, fraților, greșit, oameni buni, de ce nu dați bine, nu vă înțeleg. Gonalo va fi schimbat aici și Malbranc cu Grenier. I-am schimbat pe toți mijlocașii, nu mai face nicio schimbare. Maluda driblează aici, dar Dabo ia mingea, a jucat foarte, foarte bine Dabo, dar nu știu ce se întâmplă acolo, se împiedică jucătorii noștri și pierde mingea din nou. Mbakoto, deci nu, că eu... Ah, oh, fraților, sunt destul de nervos pentru că n-avem cum să pierdem contra cei de la Metz. Deci, pe bune acum, nu știu, au făcut, cred că scoruri proaste. Habar n-am pe ce loc sunt. Dar, n-avem cum să pierdem pentru că avem o echipă net superioară față de ei. Nu, frate, ce mă enervează rahatul ăsta a lor. Mbakoto, aici pentru Maiga. Și pierde mingea Maiga, dar e destul de greu aici să ieșim. Dabo pentru un Vemba, Lacazette. Lacazette, pornim cu Lacazette printre jucătorii cei de la, celor de la Metz. Aici, fuck, frate, ce naiba se întâmplă? Deci nu suntem, n-avem deloc noroc în meciul ăsta. Busman pierde mingea aici, Fekir se duce de poartă, va fi ultima noastră șansă. Da, cred că da. Jale pentru Mvemba. Nu a fost ultima noastră șansă. Mvemba aici pentru Lacazette. Fratele meu, doamne. E greu. Da, și recuperasem. Dar se termină meciul 0-0 contra Metz. Un meci ciudat și, nu știu, mai... Da, tot ciudat. Vreau să schimb aici formația. Unde era formația aia bună? Aici. Chișna, Lacazette, Fekir, Grenie aici și echipa este perfectă. Rezervele foarte bune. Fofana, na, nu știu în locul cu se bag. Locul Malbranc. Și lăsăm acolo pe Fofana. Ok, se termină și aici episodul nostru. Sper că ți-a plăcut acest episod. Dacă ți-a plăcut, te rog frumos dai un like la 65 de like-uri. Episod nou. Eu am fost Kiwi. Pa, pa.